cadrul secției de producție, accesul este restricționat și atent monitorizat. Ne aflăm în vestiarul de haine de stradă, în care fiecare persoană își lasă hainele și obiectele personale. Secția de producție este testată, igienizată, verificată riguros, începând de la aparatura folosită în cadrul procesului de producție și terminând cu aerul din cadrul secției. Inclusiv amprentele digitale ale persoanelor care lucrează în cadrul secției sunt verificate. După echiparea în haine de lucru, înainte de a intra în zona de fabricație, fiecare persoană își mai dezinfectează odată mâinile cu soluție dezinfectantă. Odată intrând în secția de fabricație, tot ceea ce se întâmplă aici respectă întocmai standardele din industria farmaceutică. În secția de producție intră materiile prime și ambalajele necesare pentru un flux de fabricație de 24 de ore. Pregătirile fiind gata, materia primă este recântărită și introdusă în malaxor, unde începe procesul de prelucrare. După ce au fost recântărite, materiile prime se introduc în malaxor. La acesta se setează parametrii tehnologici corespunzători fișei tehnice a produsului preparat. Ne aflăm la sfârșitul procesului tehnologic de fabricație al produsului cremă Gerovital Plant anti-imperfecțiuni. În această etapă de prelucrare, produsul se numește semifabricat. El intră apoi în sala de carantină, unde este testat fizico-chimic și microbiologic și este etichetat cu etichete verzi dacă produsul este acceptat, etichete portocalii pentru produsul în carantină și etichete roșii pentru produsul refuzat. Dacă etichetele sunt verzi, produsul intră apoi în sala de ambalare. Ne aflăm în secția de ambalare. Prin sondaj se cântăresc produse și se verifică modul de ambalare pentru a fi sigur că produsele respectă toate standardele de calitate impuse de către Departamentul de Control al Calității. Și în cadrul acestei etape se iau produse direct de pe linia de ambalare pentru analize. Suntem aproape gata. Ceea ce urmează este inscripționarea produselor cu datele de fabricație și de valabilitate și ambalarea în cutii colective, care sunt transportate apoi în magazia carantină de produse finite. În magazia carantină sunt păstrate, timp de mai multe luni, primele produse, adică șarja zero. Aici sunt ținute sub observație toate produsele noi, timp în care se realizează lunar noi analize fizico-chimice și microbiologice. Așa s-a întâmplat cu noua gamă Gerovital Plant. Abia după această verificare finală se trece la fabricarea în serie, din care vor ieși produsele care se vor regăsi ulterior pe piață. În cazul produselor fabricate în serie, acestea sunt și ele transportate în magazia de carantină. Din fiecare lot se aleg două mostre, una pentru analize și încă una care se va păstra până la data expirării produsului. Din magazia de carantină, după primirea rezultatelor favorabile, produsele mai fac un drum. Sunt transportate în depozitul central. De aici pleacă în sfârșit spre vânzare și ajung, într-un final, în mâinile voastre. Acesta este momentul când produsele de Gerovital Plant trec din mâinile noastre în mâinile voastre. După cum ați putut observa, este și va fi întotdeauna important pentru noi să dezvoltăm produse sigure și eficiente pe care să vi le oferim la un preț corect. Vă mulțumim pentru încrederea în produsele Farmec și vă așteptăm cu interes părerile despre noua gamă Gerovital Plant, prima gamă completă românească fără conservanți.